Praise the Lord. Slăvit să fie Domnul. God is good all the time and I lift up the name of the Lord higher and more higher. Domnul este bun totdeauna și eu înalț numele Domnului tot mai sus și mai sus. Aleluia. And I worship to him. Mă închin înaintea lui. And I kiss his feet. Și îi sărut picioarele. Aleluia. And I give praise his precious blood he is crucified for me. Și laud pentru sângele lui care l-a vărsat pentru noi. And we need to worship to all the need to worship to him. Și lui trebuie să ne închinăm. Because he is the only one we are worshiping to him, we are praised to him, we are glorified to him. El este singurul în a cărui nume ne închinăm, îl lăudăm și îl glorificăm. We are learned so many times the Bible, we went to the church and we are a good believer inside in the church. Și învățăm din Biblie, poate suntem credincioși și poate chiar și buni creștini înăuntru în biserică. And which scripture God has put in my heart to share with you tonight. And I believe it you already to read so many times. Și pasajul din Biblie care Domnul l-a pus pe inimă să vorbească în ziua de astăzi, seara aceasta, crede că l-am citit poate de multe ori ca și creștin. And through this scripture the God revealed me a few things and I will share with you today. Și prin aceste versete care Domnul i-a revelat anumite lucruri care își vrea să le împărtășească cu noi astăzi. Okay, now we need to read in the book of Mark chapter 6. Și vom citi din cartea lui Marcu, capitolul 6. And verse 34 to 42. Versetele de la 34 la 42. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșit. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și în satele din prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei i-au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus, au văzut câte pâini au și au răspuns, 5 și 2 pești. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete, pe iarbă verde. Și au șezut jos în cete de câte 100 și câte 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și au ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinele și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești și i-a împărțit la toți. And Jesus, when he came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them, because they were like sheep not having a shepherd. So he began to teach them many things. When the day was now far spent, his disciple came to him and said, this is a deserted place, and already the hour is late. Send them away, that they may go into the surrounding country and villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat. But he answered and said to them, you give them something to eat. And they said to him, shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give them something to eat? But he said to them, how many loaves do you have? Go and see. And when they found out, they said, 5 and 2 fish. Then he commanded them to make them all sit down in groups on green grass. So they sat down in ranks in hundreds and in 50s.
And when he had taken the five loaves and the two fish, he looked up to heaven, blessed and broke the loaves, and gave them to his disciples to set before them, and the two fish he divided among them all. And so they all ate and were filled. Amen. Hallelujah. Okay, now we praise God, and I know that we are know for very well for this scripture, and so many times, or maybe the hundreds of times you read it. Și am citit acest pasaj și crede că poate îl știm așa de bine și poate de sute de ori am citit acest pasaj. And I have a lot of things to teach you today, but I just chosen few things that God has put in my heart to share with you today. Sunt multe a fi de împărtășit din acest pasaj, dar Domnul mi-a pus doar câteva lucruri care le voi împărtăși cu voi. And the verse 34. Și versetul 34. Read again. Ok, când a ieșit din corabii, Iisus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. And Jesus, when he came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them, because they were like sheep not having a shepherd. So he began to teach them many things. Okay, the first point we have learned here were the many things. Yeah, so vedem primul lucru aici, ce învățăm, multe lucruri. Jesus Christ, when he teaches people, he not talk with some or little, but he teach many things always. Și vedem Domnul Iisus Hristos când a învățat totdeauna, nu a învățat doar puțin sau câteva lucruri, ci multe lucruri. But we are happy to learn few or something. Dar noi ne bucurăm să învățăm câteva sau puține lucruri. And when you learn few or some, that you not grow up in Christ or you not make mature yourself in Christ. Și dacă învățăm doar puțin sau câteva lucruri, poate că nu reușim să ajungem la acea maturitate sau o creștere care, de care avem nevoie. And what is important for us, we need to learn for everything that Jesus tried to teach to us. Și ce este important pentru noi este să învățăm toate lucrurile care Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe pe noi. He teach many things. Deci ei învăța multe lucruri. Just amazing what type of, what topics or what things he teach to them. Doar să ne imaginăm cam ce anume lucruri, multe lucruri care îi învăța. He not just teach to them for prayer or fasting. Nu învăța doar despre post și rugăciune. He not just teach to them for holiness. Nu învăța doar despre sfințenie. But he teach to them not just for finance. Și nu numai din punct de vedere să discursi financiar. But he teach for everything. Deci toate lucrurile învăța. How to repent, how to follow, and how to implement, how to teach others, how to grow up, and you preparing your spirit to enter in heaven. Învăța cum să se pocăiască, cum să vină înaintea Domnului, cum să trăiască, cum să se pregătească sau să spună mai departe altora și să se pregătească pentru a ajunge în ceruri. And I remember the previous time. Sister Oltia, she teach so many people how to Facebook to connect with us. I think on OBS or another device, but she teach to them properly, voice, video, everything. Și își aduce aminte că cu mulți cu care vorbeam de diferite pe diferite aplicații, cum să se conecteze cu noi. Și spuneam și vocea și sau pe Zoom, cum să se conecteze cu noi. Deși le dădeam și explicam. She not teaches few things, but she teach everything. Și eu nu i-am învățat doar câteva lucruri, ci tot because, ce aveau nevoie să se conecteze cu noi. Because when they learn everything, then they communicate with us and they are listen to us, then they fall into Jesus Christ and they receive the correct message. Pentru că atunci când i-am învățat tot ce a trebuit, deci a ajuns să poată să ajungă să comunice cu noi, comunicăm împreună și să poată să ascultă mesajele și să se pocăiască. And Jesus Christ today, this is the word that Jesus Christ spoke through his mouth for us today.
Și este cuvântul care Domnul Iisus Hristos îl vorbește, l-a vorbit prin gura lui pentru noi astăzi. Okay, now you read in verse 38. Și acum ne uităm în versetul 38. And please you remember what I'm said to you. Și să nu uităm ce ne-a zis. Și el i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns, 5 și 2 pești. But he said to them, how many loaves do you have? Go and see. And then they found out, and they said, 5 and 2 fish. They did not have enough food for the congregation. Vedem, deci ei nu au avut destulă mâncare pentru congregație, pentru toți care erau acolo. And these things you know very well. Și aceste lucruri le știm foarte bine. But I have the attention how the Jesus Christ will multiply the food. Dar eu atenția vreau să vă duc unde Domnul Iisus Hristos a mulțit pâinea. Verse 40. Și ne uităm versetul 40. Și au șezut jos încete de câte 100 și de câte 50. So they sat down in ranks in hundreds and in fifties. And this word also to remember, 150. Și acest cuvânt să ne aducem aminte. Deci, okay, now the verse 100 41. Și de câte 50, șete. Okay, next verse. Yes. 41, 41. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea, apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți. And when they had taken the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven, blessed and broke the loaves, and gave them to his disciples to set before them, and the 2 fish he divided among them all. Okay, now I have the question here. Și întrebarea se pune aici. Don't answer to me, just remember in your brain. Să nu răspunde, doar să ne gândim în mintea noastră. 150. Deci vedem cete de câte 50 și 100. They maintain the lines. Deci să ține minte linia. And 5 loaves they have. 5 pâini care au avut. The Bible, the Jesus Christ, he break. Și Biblia spune că Domnul Iisus a zis ofrând pâinea. And after that he gave his disciples hand. Și apoi a dat mâna ucenicilor. And disciples they are distribute 150. Și atunci ucenicii s-au dus să distribuie la cetele cele de către 50 și câte 100. And what is the meaning of the bread he's a break? Și care este însemnătatea pâinii care este frântă? Frângerea pâinii. You and me. Tu și eu. Without we are given our life to the Christ's hand. And if you give your life to God's Christ's hand, you need to allow to Christ to break you. Și noi, dacă ne dăm viața în mâinile lui Hristos, noi trebuie să-i dăm voie lui să ne zdrobească, să ne frângă. You know, so many type of Christian in this world. Știți, sunt așa de mulți creștini, sau felul de creștini în lumea aceasta. Just to go to church and come back home. Doar merg la biserică și vin apoi acasă. Many, they give their hand, they give themselves to Christ's hand. Și mulți și-au dat pe ei înșiși în mâinile lui Hristos. But so many, they are ready to break God break to them. Dar nu mulți sunt gata să se dea în așa fel ca Domnul să-i zdrobească, să-i frângă. And you need to remember yourself, you are ready to give yourself to His hand and He ready to break you. Și noi să ne aducem aminte, suntem dintre aceia care suntem gata să ne dăm noi înșine mâinile Lui ca El să ne frângă. Without Jesus Christ break you, fără ca Iisus, not multiply you. Fără ca Iisus Hristos să nu lăsăm pe El să ne frângă, nu ne va putea nici înmulți. 5 breaths when he broken, 5 loaves is broken, and after that he start to grow.
Deci aceste cinci pâini care au început să le frângă, vedem cum s-au mulțit. You and me, we need to broken ourselves and that's why the God is improved to us. Hallelujah. Și la fel și noi, dacă îl dăm voie El să ne frângă pe noi, atunci ne vom și înmulți. Physically, this is not a possible. The five breads and he's multiply and he give food for 100 or 50 people. They are sitting in the line. Sau fizic, nu este posibil ca aceste cinci pâini să le iei, să le împarți, să le dai la cete de câte 50 și de câte 100 care toți stau la rând și așteaptă. Because we are read already 34, he began to teach them many things. This is another lesson they learned. Vedem în 34 de la început că deci au învățat multe lucruri. Deci aceasta este o lecție care i-au și învățat. Multe lucruri. Okay, one more time I'm repeat for the chapter. Book of Mark, chapter 6. And we read verse 32 to 42. And now I'm talking about 34 and 40 and 41. Deci mai repet încă o dată din s-au citit de la Marcu capitolul 6, 34 și 42 și la 34, deci unii au spus că au învățat multe lucruri. Okay, sister Olte, you can repeat again because I saw the sister, she have a desire to write on something. She searched the book. Okay, I have to repeat it, yeah. Marcu 6, versetele 34 la 42. Okay, now we continue. Okay. Matthew, and when the bread is come to hand of the Christ and Christ to break. Și când pâinea a ajuns în mâinile lui Hristos, Hristos a frânt-o. When we give our life to Christ's hand and he break to us, that means he ready to use you for his work. Hallelujah. Și când noi dăm viața noastră în mâinile lui Hristos și îl lăsăm să ne zdrobească, să ne frângă, atunci el este gata să ne folosească mai departe. You know, the many people they are when they enter the church and pray together, they just bring physically they are sit inside the church, but spiritually they are outside the church. Și mulți oameni că se duc la biserică, fie la rugăciune, unii se duc fizic, ei sunt acolo, dar spiritual sunt în altă parte. But some people they are spiritually and physically and emotionally and mentally when they show their presence to the Lord and the Lord to break to them then the tears come to their eyes. Dar cei care sunt prezenți în fața Domnului atât fizic, spiritual și emoțional, atunci se văd lacrimi pe fețele lor, căzând din ochii lor și atunci Domnul este cel care îi zdrobește și prelucrează frânge. God is not used to fall, but when he break to him. Și Dumnezeu nu l-a putut. Dumnezeu nu l-a putut folosi pe Pavel până nu l-a zdrobit. Și după ce l-a frânt și l-a zdrobit, apoi a început să lucreze pentru împărăția lui. Means of the broken, that means you're ready to die. You are ready to finish yourself. You not have anything else, more pride, more think about I'm a rich person, I'm a pride, I have a very big country. You need to break everything. Și însemnătatea a-i da voie să ne zdrobească, să ne frângă, înseamnă să ne frângă toate mofturile noastre, practic. Deci eu nu mai sunt nimica, nu mai ce cunoștință am, din ce țară, eu sunt într-o țară bogată sau cât de bogați suntem sau cât de importanță avem noi pământești. Noi trebuie să le punem toate la picioarele Domnului. Slavit să fie Domnul. God not used to him, but when he is ready to give his hand to God's hand, God ready to use to me and will break to me. And he the time and he say, God forgive me and this and that I do. And God allowed to him to come out. And then he fulfilled the wisdom. Then he break himself. Deci îl vedem și pe Iosif, deci cum a fost acolo acasă, nu l-a putut folosi, dar când a început lucrarea, deci lucrarea aceasta de frângere, când a fost vândut de frații lui și cum a ajuns să fie vândut mai departe, pus, gata, a vrut să-l omoare și dus și vândut, deci prin procesul acesta de frângere a ajuns ca Domnul să poată să-l folosească și să împlinească visul care de fapt i-l-a dat. We are give ourselves to other people's hand, but we not give ourselves to Christ's hand. Și poate că noi ne dăm mai ușor pe noi înșine în mâinile altora, dar nu vrem să ne dăm în mâinile lui Hristos. If you give a little more attention for all the scripture,
Disciple took to someone else, give to Christ's hand, and Christ break, bless to them and break and give back their hand, and then they go and distribute. Și dacă suntem un pic mai atenți, vedem, deci ucenicii au venit și au dus pâinele acestea, le-au pus și pește în mâinile Domnului Iisus Hristos, el le-a frânt și le-a dat din nou ucenicilor. Și ucenicii s-au dus și le-au împărțit. Can you understand to me? Deci înțelegem un pic? Or you have with a sixer or bouncing your hat on your head. Sau o trecut pe deasupra capului nostru. Or you have in inner side your spirit, you receive it in what I'm trying to say to you. Sau primim înăuntru în Duhul ceea ce vrea să ne zică. Frate, împreună cu ucenicii. The verse 41 says, he blessed the food and break the loaves and keep giving them to the disciple to set before them. Versetul 41. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea, apoi a frânt pâinele și le-a dat-o ucenicilor ca ei să împartă norodul lui. Jesus Christ, he have an option. He do everything through his own hand. Domnul Iisus Hristos avea oportunitatea să facă toate lucrurile cu mâna lui însuși. But he used disciple. Dar s-a folosit de ucenici. Because he teach to disciple. Pentru că învăța pe ucenici. He began to teach them many things. Deci când am început, în versetul 34, că a început și să învețe multe lucruri. If you understand, you lift up your hand and give glory to God. Și dacă înțelegi, să ne ridicăm mâinile și să dăm glorie lui Dumnezeu. Without a seed, he not die under the ground. He not grow up back. O sămânță, când este pus în pământ până nu moare, nu apare o plantă nouă. And you know that Jesus Christ, when he broke himself, and he received us in one platform. Și știți, deci Domnul Iisus Hristos, până nu s-a lăsat el însuși să fie zdrobit și frânt pentru noi, nu a putut să primească, până ne primească și pe noi toți. Să se mulțească. Slăviți să fie Domnul. One more scripture you can read with me. Și încă un verset să citim sau un loc. In the book of Acts. Faptele Apostolilor. Chapter 2. 2. Chapter 2 and verse 46. Versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. So, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Let me make a remark here. We have a different translation in Romanian, different things mean. Sau la noi în românește scrie că erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, prângeau pâine acasă și luau hrana. Pe când în engleză spune așa, deci o să traduc cuvânt cu cuvânt. Sau ei continuau să fie nelipsiți de la templu și frângeau pâinea din casă în casă. Sau mergeau practic de la casă la casă. Deci aici este diferența. So in English it says from house to house, but in Romania it says that they broke the bread at their own homes. So this is a little bit different. You know, when to all they gather and every day they communicate to each other. Deci vedem, toți erau împreună și în fiecare zi comunicau toți împreună. For example, you all come in my house in India and I come in your house in America and then American, they come to England and England. That means not just for one person, we all together, everyone they move here and there.
Deci vedem exact așa, ca și cum noi acum ne-am duce toți de la casă la casă. Mergem azi la pastorul Raj în India, la rugăciune, toți și la avem cina. Mâine veniți toți la mine în America, ca și cum am fi vecini, luăm cina aici, după aia toți mergem în Italia și tot așa, toți împreună. And we all together and every day together to and worship with the Lord and they have the Holy Communion. Deci vedem în fiecare zi, toți împreună, de la casă la casă și luau cina cu bucurie. But what we do in this time, in one time in the month, Sau or noi, two times. ia? Sau noi ce facem acum în vremurile acestea? Poate o dată pe lună luăm cina sau, știu eu, alte părți, două ori, nu știu. Just I give a focus to break the bread. Deci la ce, de unde am plecat? De la frângerea pâinii. This is the sign of Jesus Christ because he gave a commandment to them. Deci, care este semnul? Semnul Domnului Iisus Hristos, care i-a dat porunca. We remember to him. Deci, totdeauna când facem lămcina Domnului, deci facem să ne aducem amintea Lui. And the book of Mark, Jesus teach to them before they started. Și în cartea lui Marcu, deci Domnul Iisus Hristos deja învăța să începuse să învețe aceste lucruri înainte să înceapă să instaureze cina. When we listen to the word of God, we are not stuck in our brain. Și noi când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să nu-l oprim doar acolo, să-l imagazinăm în mintea I'm noastră. not allowed to you to listen carefully for feeling something different in your brain. Și să căutăm să-l înțelegem cu atenție. When you're ready to give your life to Christ and say, Lord, I'm ready to break me, please. Și Because I atunci have a desire, you use me when you want. și noi să venim și să-i dăm viața mâinile Domnului Iisus Hristos, să-l lăsăm ca El să ne frângă, să ne zdrobească, că atunci El ne va putea folosi. God not use everyone. Dumnezeu nu va folosi pe toți. I'm telling again, listen to me. God not use everyone. Și vă spun din nou, Dumnezeu nu vă va folosi pe toți. Jesus Christ gave 12 disciples. First, he gave authority to them, and after 12, and he gave authority to 70, 70. Deci vedem, Domnul Iisus Hristos a dat autoritate celor 12 și apoi la celor 70. So big congregation to follow to Jesus, but Jesus Christ not give authority to all of them. Deci multă mulțime l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos, o mare congregație, dar nu la toți le-a dat această autoritate. We have lot of people that are following us. Mulți oameni care ne urmează, poate. But he use on those people they are ready to give their life to his hand and he ready to break you. Dar Iisus va folosi pe toți cei care sunt gata să se dea pe ei înșiși în mâinile Domnului Iisus Hristos, sau practic să ne lăsăm să fim zdrobiți acolo, frânți. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul! When you give your life to Christ's hand and he ready to break you, that mean he have a purpose. Why he break you? Deci când El are un scop prin zdrobirea care ne-o face, când noi dăm voie să-L lăsăm să ne zdrobească, El are un scop în lucrarea aceasta. You remember the one of the incident, one man he meet with the Christ, the rich man, and Jesus he say, in childhood I'm falling for all the commandments, and he say, one thing is wrong in your life, something is not good. You need to sell, give your money to all the poor, and then he turn back. That means he give his life to his hand, but he not ready to break himself. Ia, deci dacă ne aducem aminte din incidentul sau întâmplarea care s-a petrecut cu tânărul bogat, care a venit la Domnul Iisus Hristos și a zis că ce-i mai lipsește, ce-o făcut și-o împlinit poruncile din tinerețe și așa, și ce trebuie să mai facă. Și atunci i-a zis, da, toate le-ai făcut. Deci spune adevărul. Deci s-a predat Domnului Iisus Hristos, dar nu și-o dat viața în mâinile lui ca să fie zdrobit. Deci ce-ți mai lipsește un lucru? Du-te și vinde, pentru că era legat de avere. Nu s-a lăsat zdrobit. You know, the Judas Iscariot, he is also to always with him. Și la fel Iuda Iscarioteanu a fost tot timpul cu el. He give his life to his hand. I-a dat viața în mâinile lui Hristos. But he not ready to break, to allow to him, he break him. Dar nu And he l-a go lăsat. and kill himself. Deci nu i-a dat voie Domnul Iisus Hristos să-l zdrobească, să-l frângă. De ce a ajuns
să-și ia viața singur. The reason we are not grow up in Christ, we give ourselves to His hand, but we are not ready to He break to us. Și motivul pentru care noi nu creștem adesea este pentru că noi, chiar dacă ne dăm viața în mâinile Domnului Iisus Hristos, nu îi dăm voie să ne zdrobească. 1992 I give for myself His hand. Și pastorul Raj în 1992 s-a predat Domnului Iisus Hristos. He break to me. Și many pieces. Și m-a zdrobit în multe, în multe bucăți. And every pieces go here and there, in Romania, England, Germany, Romania. Și m-a zdrobit în multe direcții și am ajuns peste tot, și în România, și într-o parte și în alta. Aleluia, slavă Domnului. Then he start to multiply. Și apoi începe să ne mulțească. He want to use you. El vrea să ne folosească. He have a desire to use you mighty way. Și el are dorința să ne folosească cu putere. Lord, I have a desire you use me, but I'm not ready to break myself. Oh, noi spunem, Doamne, eu vreau ca Tu să mă folosești, dar nu ne lăsăm să fim strobiți. We show our tears to human, but we not show our tears front of the Lord. Și poate ne arătăm lacrimile față de oameni, dar nu fața Domnului. You know, that Abraham gave him his life to his hand. Și Avram și-o dat viața în mâinile lui. And how God is multiplied to him. Și cum Dumnezeu i-a mulțit, a mulțit sămânța. Peter, he not ready to do. Petru nu a fost gata să facă lucrul ăsta. But when he gave himself, dar când a fost gata, when he understand the secret, și-a înțeles secretul, and the history is very clearly said, he not allowed to Roman soldiers to say, I'm not like that to die on the cross like my master. You can put down my head and down, the feet and up. Ia, când a înțeles secretul, a zis că când a fost gata, s-a vrut să fie crucificat și a vrut să-l răstignească, a zis, eu nu sunt vrednic să mor ca și stăpânul, ca Domnul Iisus Hristos, ci a cerut să fie răstignit cu capul jos și picioarele în sus. God have entrust your life. Deci Dumnezeu este interesat în viața ta. You are ready to give your life to His hand and say, Lord, I'm ready to break me today. Ești tu gata ca să-i spui, să-ți dai viața mâinile Domnului Iisus Hristos și spui, Doamne, sunt gata să mă las zdrobit de Tine, frământat de Tine, Doamne. You not break outside for His hand, but you need to come His hand. El nu te va zdrobi dacă ești în afara mâinii Lui, ci tu trebuie să te lași acolo, să vii mâinile Lui. And then Bible say He blessed the food and He break. Și Biblia spune că El a binecuvântat pâinea și o frânt-o. And then He gave the disciples hand, go and distribute. Și apoi a dat o mână ucenicilor să meargă să o dea celor care erau în cete de câte 100 și ceva. And we have 16 people here, including myself. Și and noi, the bread, the word of God in your hand, and you go and give to others. Și noi suntem 16 aici și pastorul Raj, deci rupe, frânge pâinea aceasta, ne-o dă nouă și noi să o dăruim altora. One more thing here. Și încă un lucru. Do not break the fish. Deci nu frânt peștii. Just you break the branch. Doar pâine o frântă. Wow, amazing. Minunat. Something is special and deep inside in this. Acolo este ceva special și adânc. Without he break the fish multiply. Deci peștele s-au mulțit fără să fie frânt. The bread is break. Dar pâinea trebuia să fie frântă. We need to always to remember the question of our brain, why? Și you don't do this and that. Și de ce? Să ne aducem aminte, să ne punem întrebarea în gândul nostru. De ce oare cu Domnul și una și alta? And you read the Bible, you always have question in your brain. Then you understand. Then you receive it, the revelation from the Lord. Și tot eu, dacă citim Biblia, să citim cu atenție în așa fel, care să ne strânească curiozitatea, să avem întrebări și atunci Duhul Domnului ne aduce revelații și stă de vorbă cu noi.
Okay, Sister Olta, you can read one more time for the 41 verse for me. Și voi mai Mark 6:41. Mark 6:41. Ok, și voi reciti încă o dată versetul 41 de la Marcu 6. And when he had taken the five loaves of the and the two fish, he looked up to heaven, blessed and broke the loaves and gave them to his disciples to set before them. And the two fish he divided among them all. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea, apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodul. Asemenea și cei doi pești i-a împărțit la toți. He blessed the food, o he break the loaves. Deci o binecuvântat mâncarea care a fost așa și o frânt pâinile. He blessed for all of them. I-o binecuvântat pe toți. But he you know for which things he have the book. Dar o știut, o știut lucrurile care ca să se mulțească trebuia să fie mai întâi frânte. Church or not break the churches. O biserică, noi nu rupem biserica. But he break the bread. El o frânt pâinea. The bread he multiply. Și așa pâinea s-a mulțit. People that take it and taste. Ca oamenii să poată să ia și să guste, să mănânce. When the bottle is broken, the head of the Jesus Christ, the whole the aroma in this that house. Și când vasul de alabastru a fost zdrobit, acea aromă parfumului cel scump, mirositor, deci de care a fost turnat peste capul Domnului Iisus Hristos, aroma aceea, mirosul ăla, a fost simțit în toată casa. All the house full of the fragrance. Yeah, deci toată casa a fost umplută de mirosul acela plăcut. When you are broken, you give it, you influence through the people's life. Și atunci când tu te vei fi zdrobit, tu, prin viața ta, prin această zdrobire, vei influența mulți oameni în jurul tău. And this is his will. Și aceasta este voia lui. And I remember, and one of many years ago, I went to the Bible college. There are blind boys and girls in this called that college. Și își aduce aminte pentru ceva mult timp în urmă, când s-a dus la o școală unde erau orbi și fete și băieți. Some 100% blind and some 98, some 90% blind. Deci ceva școală de orb, care unii erau 100%, alții 90%, alții ceva procentaj mai puțin, dar aproape. And the which he's one of the teacher he invited me and I don't know for about him much, he's a blind or he's not, but he also 90% blind. Ia și nici profesorul care l-a invitat acolo nu știut că este orb sau nu, dar și el era de 90% orb. And when I start to teach to the students, and I ask to them, I have a desire to give you give an exam to me, and everyone, and the someone one person he told me, Pastor Raj, how they can give exam? I don't care for how they can, because I know that the God is chosen to them. Și atunci când eu învățat, eu zis că vrea să examineze, și atunci unii au zis cum îi va examina? Că dacă sunt orb, zice, nu știu, zice, nu mă interesează lucrurile astea, că știu, că știam că Dumnezeu vrea să-i folosească. And they already know for how to write for their own way, they, because of the, some different type of books, they are reading the Bible also the different way, and they can do very clearly. Și este felul de a citi sau a citi Biblia sau cu în Braille sau cum se cheamă, deci pentru orb și cum să scrii, știu lucrurile acestea. And I ask a simple question to them. What do you have a desire? And the one of the boy, I remember him. I didn't remember the name. He said to me, he stand up his place, and he said to me, I have a desire, Pastor. I like that God to use you, and I have a desire that God use me same. But I did not see, but I just see your word. I'm hear your word. Și atunci când a pus o întrebare, nu-și aduce aminte numele studentului, a pus o întrebare și a întrebat ce dorință are. Și-o zis, zice, păstorul Raj, zice, am dorința ca Dumnezeu să mă folosească pe mine, cum te folosește pe tine? Zice, eu nu te văd, dar zice, am auzit cuvintele tale.
And now I'm telling about him and I have the tears in my eyes. Și acum când povestesc despre el, am lacrimi în ochii mei. A blind man, he didn't see me. Un orb care nu mă vedea. But he have a desire to God to use him. Dar avea dorință ca Dumnezeu să-l folosească. He ready to give his life to Christ and he ready to break himself in front of the Lord. El a fost gata să-și dea viața în mâinile Domnului Iisus Hristos, să se lase, să fie zdrobit. We have eyes. Dar noi avem ochi. We are more fast to run, more than to blind people. Care am avea puterea mai mare sau șansa mai mare să alergăm mai repede decât un orb. And how much important for us to really give our life to Christ and say, God, I'm ready, you break me, use me. Și cât de important ar fi pentru noi să ne dăm noi înșine în mâinile Domnului, să fim zdrobiți acolo, frânți și folosiți de El. And we read in the scriptures, so many scriptures inside in the Bible, that Jesus Christ say, the world get ready to receive the word, but we have not a much worker, and he, God want a more worker. Yeah, sau ne aducem aminte de cuvintele care sunt scrise în Biblie, ca Domnul să mulțească secerătorii, că secerișul este mare, dar puțin sunt lucrătorii. Just today we have a desire, we surrender ourselves to the Lord's hand. Și să avem această dorință astăzi, să ne proșternem înaintea Lui, să ne dăm pe noi înșine mâinile Lui Dumnezeu. Give your life to Christ's hand and say, Lord, I'm ready. You break me, tip lot of pieces, I'm ready to do. Aleluia! Și să ne dăm viața în mâinile Domnului și spunem, Doamne, eu sunt gata. Vrei să mă frângi, să mă zdrobești în câte bucăți vrei, sunt gata, Doamne, folosește-mă. Let's close our eyes. Și să ne închidem ochii. And I request to Sister Alina Brown. She have a dots in the coat, the black, and she lead in prayer. Și are dorința de sora Ileana Brown, sora Ileana Brown, deci să înalți o rugăciune înaintea Domnului. And after that, I'm pray for. Și după aceea se va ruga pastorul Raș. Tată din ceruri, venim înaintea Ta în această seară, Doamne, să-Ți mulțumim pentru cuvântul Tău. Doamne, Tu ne-ai arătat, Doamne, dragostea Ta atunci când Ți-ai frânt trupul, Doamne, și ne-ai arătat prin exemplul acesta al pâinilor, Doamne. Ai avut, Doamne, această dorință, Doamne, ca și noi să facem acest lucru, Doamne. Mulțumim pentru cuvântul Tău care L-ai avut în această seară pentru noi. Mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ești un Dumnezeu viu și lucrător, lucrezi la inimile noastre. Te slăvim, te binecuvântăm, Doamne, binecuvintează pe păstorul Raș, Doamne, binecuvintează lucrarea care o face spre slava numelui Tău. Doamne, ajută-ne, Doamne, să ne încredem în Tine și tot ce am auzit, Doamne Iisuse, să punem în practică. Ajută-ne, Doamne, dacă Tu dorești, Doamne, să ne lăsăm zdrobiți de Tine, Doamne, zdrobește-ne Tu și, Doamne, scoate din noi copiii Tăi, Doamne, să se vadă credința care o avem. Doamne, credința aceasta doresc să lășluiască în inimile noastre ale fiecăruia, Doamne, să fim, Doamne, așa cum Tu ne vrei și să ne lăsăm zdrobiți, căci din zdrobirea aceasta, Doamne, crește mai mult și viața noastră spirituală se va îndrepta mai mult spre Tine. Știm, Doamne, că Tu ne iubești și chiar dacă ne treci prin încercări, știm că ești cu noi și ne treci și prin acestea. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, îți mulțumim că ești cu noi de fiecare dată. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, te rog să-L binecuvintezi, să binecuvintezi fiecare frate și soră care în seara aceasta auzi cuvântul Tău. Ajută-ne să-L punem la inima noastră. Te slăvim, te binecuvântăm că merici și îți mulțumim. Amin. Amin. Heavenly Father, I worship and praise and glorify Your name, O Lord. Da, Tată Ceresc, mă închin înaintea Ta, te laud și glorific numele Tău. And once again, O Lord, we come in Your presence. Și încă o dată venim în prezența Ta, Doamne. We give our life in Your hand. Și ne dăm viețile noastre mâinile Tale, Doamne. And we allow you can break us. Și te lăsăm, Doamne, să dăm voie să ne zdrobești, Doamne. And multiply ways you can use us, Father. Și să ne folosești, Doamne, în multiple feluri care Tu dorești, Doamne. Thank you, Almighty God, you use me for your people. Și îți mulțumesc atotputernicul Dumnezeu că și mă folosești pentru oamenii Tăi. Bless each and everyone that are watching us in different parts of the world. Și te rugăm, Doamne, să ne binecuvântezi și pe toți cei care ne urmăresc din diferite părți ale lumii. You give strength and power to Sister Voltia and her family. Și te rog, Doamne, să-mi dai și mie putere și tărie, Doamne, și familiei mele, Doamne. Lord, we pray for
Luminitas, baby, Lord, you touch her, you give complete healing in the name of Jesus Christ from Nazareth. Și te rugăm, Doamne, și pentru nepoțica noastră, Doamne, pentru fetița Luminița, Doamne, Tu să te atingi de ea, Doamne, și să-i dai și ei vindecare în numele lui Iisus Hristos, Osana. And you bless us and use us continually and you bless the tomorrow morning Sunday church we have. And Lord, you continually lead and guide me and give the direction to the Lord of God. Da, Doamne, și te rugăm să binecuvântezi și pe pastorul Raj, Doamne, familia lui și în lucrarea care este acolo în India, Doamne, și pentru serviciul de mâine, serviciul de vin, Doamne, te rog să pregătești toate lucrurile, Doamne, și să te îngrijești de toate nevoile lor acolo în lucrarea locală, Doamne. In Jesus' mighty name we pray. Și în numele măreț al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin. Read your Bible, meditate the word of God, implement the word of God, and give your life, and I believe it, that God is talking to you today, and use for his work. Amen. Cu aceste cuvinte închei, citim scripturile, medităm asupra lor, le trăim, le împlinim. Continuăm să ne rugăm pentru pastorul Raj, pentru familia lui, lucrarea locală din India, nevoile lucrării pentru fiecare dintre noi și, cum am învățat, Domnul, dacă ne vom preda, Domnului, ne vom lăsa să fim frânți, zdrobiți acolo, frământați, atunci El ne va folosi pentru împărăția Lui. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Raj. Domnul să te binecuvânteze, frate Raj. Binecuvântat, frate Raj. Domnul să te binecuvânteze. Amen. And I need one word for give for everyone to mulțumim. Ok. Mulțumim. Mulțumim. O zi slavă, Domnule. Mulțumim for all of them. Ia, mulțumesc de tuturor. Slavit să fie Domnul. Amin. God bless you. Amin. Give thanks to the Lord Almighty God. Amen. God bless you, Pastor. Thank you, Sister Nicole. Ok. Slavă, Domnule.